Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Actualitatea Mara Media, emisiunea în care vă prezentăm subiectele zilei. Astăzi, ziua de vineri, a debutat în municipiul Baia Mare, dar și în Sighetul Marmației, cu o nouă ediție a Bursei Generale a Locurilor de Muncă. Pe scurt, ați văzut câteva informații și în jurnalul TV Sighet de la ora 18, însă despre rezultatele acțiunii de dimineață vorbim astăzi cu directorul executiv al AJFM Mara Mureș, Oana Oșanu. Bună ziua, vă mulțumim că ne-ați primit aici în biroul dumneavoastră. Bine ați venit în sediul instituției noastre. A fost mult de calculat astăzi după Bursa Generală a Locurilor de Muncă desfășurată la nivel local? Nu foarte mult, pentru că altă dată am avut oferte mai multe, participanți mai mulți și de data aceasta Bursa Locurilor de Muncă s-a desfășurat pe o perioadă mai scurtă de timp, pentru că nu am avut foarte, foarte mulți participanți, dar putem spune că tot dacă facem un raport între numărul locurilor de muncă vacante oferite și numărul de participanți, sunt tot fiecare dintre ei și-a putut alege și găsi un loc de muncă. Adică a fost o ofertă variată la această ediție? A fost o ofertă variată și putem spune că am avut oferite 430 de locuri de muncă și au participat la această bursă 390 de persoane. Deci cele 390 de persoane și-au putut găsi un loc de muncă, fiecare dintre ei. Da, am văzut foarte multă lume dimineață la prima oră, cel puțin aici în municipiul Baia Mare. Câte locuri au fost pentru Baia Mare, pentru zona Baia Mare și câte pentru Sighet sau, poate e mult spus, zona Maramureșului istoric? Da, pentru Baia Mare, din totalul de 430 de locuri de muncă, 368 au fost pentru Baia Mare, iar 62 au fost pentru Sighetul Marmației. Din totalul de locuri de muncă, putem spune că 81 au fost pentru studii superioare. Și în special studiile superioare s-au orientat către ocupațiile de natură tehnică și mă refer în mod special la ingineri automatizări, ingineri în construcții și ingineri de calitate și mai ales se caută inginer electromecanic și mecanic în ultima perioadă. Au fost mai multe locuri de muncă pentru persoanele cu studii superioare. Cărui fapt se datorează acest lucru? Sigur că se resimte foarte mult tendința companiilor, să resimțim noi tendințele în studiile pe care le facem, că companiile doresc tot mai multe persoane specializate în diferite domenii. Sunt unele dintre ele care și-au extins investițiile, motiv pentru care au nevoie și de specialiști în domeniu. Există și o cerință mare de inginer proiectant pentru diverse firme care lucrează cum ales în construcții și au diverse lucrări, nu neapărat în județul nostru și în alte județe. Sigur că ponderea cea mai mare sunt cele cu studii medii, dar aceleași locuri de muncă au rămas ca și în anii anteriori, ca și pondere. Și mă refer la confecții, la domeniul Horeca, hoteluri, restaurante, cameristă hotel, barmani, ospătari și mai ales să știți că în acest an am observat că pentru domeniul tâmplărie nu prea au fost prezente acum la această bursă. Mai pregnante au fost cele din construcții și o cerere foarte, foarte mare este pentru sudori. Și chiar este o problemă în acest sens. Am discutat și cu angajatorii prezenți la această bursă că există o foarte mare criză de specialiști în acest domeniu. Și este o meserie grea. Tinerii nu prea doresc să se califice pentru noile meserii. Chiar spuneau unii angajatori că încearcă
să califice copiii angajaților care de fapt ajung, sunt la vârsta pensionării și, există interes pentru acest domeniu. Este o meserie într-adevăr foarte grea, dar în același timp nu este plătită la fel cum este plătită în celelalte state europene, motiv pentru care migrează cei cu această meserie, migrează în alte state. Nu există posibilitatea să organizați sau să organizeze și instituția astfel de cursuri de pregătire profesională? Ba da, și avem, există și interes și din partea Inspectoratului Școlar Județean, cu care avem un parteneriat foarte bun, dar nu se ocupă nici clasele și nici grupele de cursanți pentru aceste meserii. Deci nu există interes pentru a ocupa această meserie. Să sperăm că știți, modificarea și a structurii școlare, a programelor școlare și a programelor noastre în sine. Noi efectuăm cursurile de formare profesională pentru a satisface cererea imediată pe piața forței de muncă. Școlile, în schimb, au o pregătire mult mai îndelungată, școlile profesionale, mă refer, și tehnologice. Sigur că acest lucru nu se poate rezolva de azi pe mâine. Angajatorii au nevoie acum de locurile de muncă, au nevoie acum de forță de muncă calificată în acest domeniu. Pregătirea unui sudor necesită timp, dar există și soluții. Avem programele de ucenicie pe care noi deja am început să le promovăm în rândul angajatorilor. Ucenicia la locul de muncă s-a modificat foarte mult în bine, în sensul că a dispărut limita de vârstă. Nu mai avem limită de vârstă până la 25 de ani. Orice persoană, chiar și la 60 de ani, care dorește să schimbe profesia, o poate face la locul de muncă, prin ucenicia la locul de muncă. Ce presupune această ucenicie? Este un program care prezintă din ce în ce mai mare interes pentru angajatori, pentru că oferă o sumă lunară pentru fiecare ucenic de 1125 de lei, pe perioada de maxim 3 ani, în funcție de nivelul de calificare. Dacă nivelul de calificare este de nivel 1, perioada de ucenicie subvenționată va fi de un an, dacă este nivel 2, este 2 ani și dacă este nivel 3, este nivel 3 ani, pentru că necesită o pregătire mai îndelungată. Avem deja două firme, sunt peste 50 de ucenici deja implicați și le sugerăm angajatorilor să apeleze la această modalitate de a-i califica la locul de muncă. Sigur că este important să și găsim acele persoane care să dorească să se califice pe domeniile respective. Cele două firme care au solicitat programele de ucenicie sunt în domeniul confecțiilor și în domeniul tâmplăriei PVC. Acum s-au demarat și pot să spun că sunt de mare succes și a început să se dezvolte, se audă și printre alți angajatori că ele funcționează foarte bine și sunt eficiente. Deci asta este o modalitate de a califica la locul de muncă. Angajatorul câștigă faptul că persoana respectivă produce la locul de muncă, îl învață și își dezvoltă toate abilitățile necesare și solicitate de către angajator. Deci toată lumea are de câștigat. Angajatorii prezenți azi la bursă au căutat personal calificat sau și necalificat? Da, au, pe lângă cele cu studii superioare oferite, au fost în general toate locurile de muncă au fost doar pentru personal calificat. Dar din lipsă de forță de muncă sunt dispuși
să îi califice la locul de muncă, să ia și persoana necalificată. Poate este calificată într-un alt domeniu sau într-un domeniu care, chiar dacă nu este cade neapărat pe acea ocupație, pe codul core, cum trebuie încheiate contractele de muncă, poate că unele abilități se potrivesc cu celelalte profesii căutate de către angajatori. Motiv pentru care angajatorii sunt dispuși să angajeze și persoane necalificate pentru acele ocupații. Care au fost rezultatele acțiunii de azi? Da, astăzi au participat 390 de persoane și care sunt rezultatele? Sunt persoanele selectate. Sunt 41 de persoane selectate astăzi. Din cele 41, 4 sunt cu studii superioare. Cele cu studii superioare sunt, este vorba de asistent manager, sunt două posturi de asistent manager, tehnician dentar și agent de vânzări. Celelalte sunt pentru studii medii, electricieni, lucrător comercial, de asemenea operator CNC, tâmplar universal, avem cameristă hotel, paznic, am avut persoane care s-au fost selectate. Noi spunem în general că au fost angajate pe loc, pentru că așa este și ne-am obișnuit să spunem, dar de foarte multe ori persoanele care sunt selectate la bursă sunt și angajate. Și de aceea spunem că angajările au fost pe loc în ziua bursei, dar foarte multe persoane probabil că nu au încredere în aceste angajări pe loc, dar chiar se produc și se realizează. Din cele 41 de locuri de muncă, putem spune că 29 au fost în Baia Mare și 12 la punctul de lucru Sighetul Marmației. Da, e mult sau puțin la Sighetul Marmației, în opinia dumneavoastră? Este cam, se păstrează. Nu știți că se păstrează. Este puțin pentru că sunt și locuri de muncă mai puține față de anul trecut și atunci automat și ponderea este mai mică. Dar noi suntem mulțumiți de rezultatul pe care îl avem. 41 de locuri de muncă înseamnă ocupate în ziua bursei, înseamnă o depășire a unui procent de 10% care, dacă se depășește acel procent, înseamnă că bursa a avut efect. Sigur că noi, pe o perioadă de o lună de zile, urmărim ocuparea acestor burse, acestor locuri de muncă, scuzați, și vor crește. Persoanele care au mai fost la bursă, eventual, se vor mai interesa, vor depune CV-uri, poate n-au avut un CV pregătit sau vor fi chemate la un nou interviu. Și atunci aceste locuri de muncă sunt monitorizate timp de o lună de zile pentru a vedea impactul real pe care îl are bursa locurilor de muncă. Au fost mai multe locuri de muncă sau mai puține comparativ cu ediția anterioară? Mai puține. Anul trecut am avut peste 500 de locuri de muncă, în schimb am avut doar 60 de locuri de muncă pentru studii superioare. De asta spunem că pentru cei care au căutat, pentru că majoritatea persoanelor care au venit la bursă au avut studii superioare și au căutat locuri de muncă pentru studii superioare. Foarte puțini au dorit să se angajeze ca și pe celelalte domenii cu studii medii. Acum, sigur că dorința tinerilor și a persoanelor în căutarea locului de muncă este de a ocupa un job cât mai bun, cât mai comod, cât mai bine plătit. Dar eu cred că tinerii și, în general, toate persoanele în căutarea unui loc de muncă trebuie să conștientizeze și cu toții trebuie să conștientizăm că avea o meserie este extrem de valoros. Este mai mult decât poate câștiga probabil un medic, un medic rezident sau un medic, cel care are profesia în mână și este bun pe profesia lui, un sudor bun, un constructor bun, un zidar bun.
poate câștiga foarte bine și se poate să-și deschidă o activitate independentă, să lucreze independent, fără să aibă șefi, pentru că sunt foarte mulți care își doresc să ia singuri decizii, să fie independenți la locul de muncă, să-și facă singur programul. Uite, sunt anumite profesii care pot deveni se pot desfășura ca și o activitate independentă și pot să câștige bani frumoși. Da, care domeniu merge cel mai bine astăzi, dacă putem să spunem așa, în Maramureș? Dacă ne raportăm la venituri, la joburile mai bine plătite, unde se câștigă mai bine, este exact domeniul construcțiilor și, sigur, în domeniul tehnic. Da, se câștigă foarte bine pentru că se caută specialiști buni. Angajatorii chiar aleg atunci când au nevoie de un bun proiectant, de un bun inginer mecanic, aleg și sunt foarte atenți la recrutare. Să înțeleg că astea sunt cele mai multe solicitări pe care le aveți de la agenții economici? Da, ponderea este în creștere pentru domeniul construcțiilor și mai avem... Sigur, putem spune că dacă analizăm șomerii, meseriile șomerilor cu studii medii sau cu studii superioare, putem să vedem anumite neconcordanțe între profesiile care se cer pe piața forței de muncă și cele care și oferta care există de forță de muncă. Observăm că există foarte mulți în baza noastră de date, de exemplu, asistenți medicali, dar pot spune în același timp că nu stau foarte mult în evidențele noastre. Ei își găsesc locuri de muncă. Să știm foarte bine că sunt foarte bine căutați. Deci, iată, sunt anumite profesii care, chiar dacă au o pondere mare în profesiile ca și structura ocupațiilor șomerilor, ei se intră după o anumită perioadă de timp pe piața forței de muncă. Problema este acei șomeri care au studii sub 8 clase, unde ponderea este cea mai mare, este peste 70%. Aceste persoane sunt foarte greu ocupabile pe piața forței de muncă și ne dă nouă de furcă foarte mult, pentru că au nevoie de multă consiliere personalizată, profesională. Nu au cultul muncii, din păcate, și s-au obișnuit. Sunt acele persoane care stau mai mult, sunt șomerii de lungă durată și de foarte lungă durată. Șomerii de lungă durată sunt cei care au stat pe o perioadă de între 24 și 27 de luni și au apărut această categorie de șomeri de foarte lungă durată care stau în evidențele noastre, fără un loc de muncă, fără să caute activ un loc de muncă, peste 27 de luni. Și atunci, sigur că nimic nu e bun, nimic nu le convine, cursurile nu se pliază pe ceea ce doresc. Suntem cumva în situația în care angajatorul așteaptă să repartizăm persoane care, în primul rând, așa este dorința lor, trimiteți-ne oameni care doresc să muncească. Nu ne trimiteți care nu doresc, pentru că ne confruntăm cu situația în care noi îi repartizăm, pentru că mulți ne reproșează faptul că îi ținem în șomaj. Bine, cei mai mulți sunt șomeri neîndemnizați. Noi îi trimitem, îi repartizăm, dar în momentul în care ajung în fața angajatorului, se roagă de ei, se refuze. Se roagă, deci chiar a fost chiar conflicte. Și angajatorii, deci și noi trebuie să păstrăm să avem, angajatorul trebuie să aibă încredere în instituția noastră. Și în același timp le explicăm că suntem singura instituție, singura organizație care efectuează recrutare de forță de muncă și plasare de forță de muncă pentru persoane defavorizate. Orice firmă de recrutare privată fac doar headhunting, țintesc doar eventual, vânează de la alte companii, să meargă spre alte companii, oferindu-le alte facilități mai bune. Noi nu facem asta. Noi încercăm ca toate
persoanele să aibă șansa să se angajeze, să încercăm să-i convingem să facă asta și să mulțumim și angajatorii în același timp. V-am văzut azi vorbind cu aproape fiecare angajator prezent la bursă. Care a fost reacția acestora? Sigur, este și o ocazie pentru noi, pentru a discuta în mod direct cu angajatorii. Fiecare dintre ei au spus că chiar dacă își găsesc un loc de o persoană, se angajează, se fac formele de angajare și după 2-3 zile pleacă, nu mai vin. Și se plâng că fac și toate demersurile, pe deasupra mai fac și analize medicale necesare pentru anumite joburi. Și angajatorii cheltuie cu analizele medicale, cu formalitățile de angajare, cu efectuarea revisalului contractelor de muncă și nu stau. Deci fluctuația este foarte mare, nu le place locul de muncă și pleacă. O situație mai puțin plăcută și care se înregistrează tot mai des pe piața forței de muncă. Acum noi sperăm că să încheiem totuși într-o notă mai optimistă. Nu trebuie să generalizăm. Sunt chiar persoane care doresc. În evidențele noastre, șomerii nu sunt tot aceiași. Ei vin și pleacă, se angajează. Avem foarte multe măsuri, facilități de subvenționare. Să nu uităm că sunt 1000 de angajatori care beneficiază de subvenții de la bugetul de șomaj și sunt peste 1000 de persoane angajate prin subvenționare. Avem 9 persoane care au beneficiat de prima chirie. În mod special pentru Cluj avem persoane din Vișeu care s-au angajat în Baia Mare, din Vișeu și Borșa, și beneficiază de prima chirie. Deci sunt și situații fericite, să spun așa. Da, a spus că nu doriți să încheiem într-o notă sau să încheiem într-o notă optimistă înregistrarea noastră, dar vreau să vă întreb și despre disponibilizările, ce se vor face în următoarele zile, pentru că este aproape o cifră de 200 de persoane care, iată, vor îngroșa oare rândurile șomajului? Nu, sau? Să știți că nu. Pentru noi nu ne sperie acest lucru și pot să vă spun că persoanele de la firma care a anunțat disponibilizările este o firmă care și-a calificat personalul și sunt convinsă că 100% se vor angaja. Deja am primit semnale din partea angajatorilor care doresc să preia din personalul respectiv. Sunt companii, chiar companii mari din județul nostru. Și nu cred că vor fi probleme. Sigur că noi suntem obligați să informăm despre facilitățile pe care le au în momentul în care se vor înregistra în evidențele noastre și probabil că vor dori majoritatea dintre ei să fie înregistrați și poate unii dintre ei doresc să se recalifice deoarece cursurile sunt gratuite. Și atunci putem să-i calificăm chiar, să organizăm cursuri speciale pentru dânsii. Și se poate, crescându-le astfel șansele de angajare. Deci eu personal nu îmi ridic această problemă. 200 de persoane înseamnă foarte puțin, înseamnă doar 0,2%, probabil puncte procentuale la șomaj. Deci nu cred că va trece cu mult peste 3% rata șomajului cu aceste persoane. Să nu uităm că este și perioada sezonieră, în care locurile de muncă vor crește în domeniul serviciilor și eu sunt convinsă că toate persoanele se vor angaja cel mult 3 luni de zile. De când vor fi disponibilizate aceste persoane? Vor primi preavizul pe data de 23, data când și noi vom fi prezenți acolo pentru serviciile de preconcediere și pentru a le acorda tot sprijinul pentru a fi cât mai ușoară trecerea către șomaj și să le oferim situația locurilor de muncă vacante, posibilitatea de angajare și se va face începând cu 22 mai.
că vor fi concedierile. Sigur că noi va trebui să ne organizăm foarte bine ca să nu fie foarte mare aglomerație. Și ultima întrebare, a fost o ediție mai reușită decât cea de anul trecut, a bursei, de aici, din Baia Mare? Da, eu zic că da. A fost, chiar dacă n-a fost cantitate, a fost calitate, pot să spun. Da, o participare oricum mai mare decât anul trecut, pentru că mi-amintesc din interviul de anul trecut că spuneați, erați puțin așa mai supărată sau dezamăgită de o prezență foarte numeroasă anul trecut. Totuși, dacă facem o comparație cu anul trecut, a fost mai bună bursa de anul acesta. Vă mulțumim mult pentru informațiile furnizate astăzi.